Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat din nou să fim împreună și în casa Domnului. Încă o lecție din tematica antiteze. Vom lua în această seară două persoane pentru a observa mai bine ce înseamnă a fi sau a nu fi ales de Dumnezeu pentru o lucrare anume. Trebuie să Observăm din Scriptură că, în întreg planul său, Dumnezeu are drept și știe pe cine să aleagă pentru o lucrare sau pentru alta. Nu pentru El este o problemă alegerea. Pentru noi. El are puterea să creeze și are înțelepciunea să potrivească toate lucrurile la vremea lor și la locul lor. În dreptul nostru se pune problema de a citi, de a observa cine este omul lui Dumnezeu chemat pentru o slujbă sau pentru alta, într-o vreme sau în altă vreme. De exemplu, în cartea Exod, capitolul 31, dintr-o masă de oameni, dacă luăm în calcul evidențele de aici, e vorba de sute de mii de bărbați. Dar Dumnezeu nu numai că dintre aceștia toți alesese pe Moise, pe Aaron și pe Leviți pentru o anume slujbă, iată ce scrie în capitolul acesta, de la versetul 2, despre o anumită lucrare. Să știi că am ales pe Bețaliel fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu și i-am dat un duc din înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Versetul 6. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholia fiului Ahisamac din siminția lui Dan. Deci Dumnezeu i-a informat, să știți. Pe aceștia doi i-am ales pentru a face lucrările acestea de artă. Deci, vreau să observăm că Dumnezeu potrivește oamenii, le dă abilități, înțelepciune, capacități, deprinderi pentru tot felul de lucrări. Pe unul face priceput să cârmuiască, poate când vorbim de alegerile asta ne gândim mai întâi, care în frunte. Altul face priceput pentru cântare, pe altul pentru organizarea cântărilor, pentru conducerea acestui compartiment. Pe altul îl face priceput în domeniul mângăirilor, ajutorărilor, a împlinirii tuturor nevoilor din biserică. De aceea spune Înțeleptul, dacă vezi pe un om priceput în lucrul lui, omul acela poate să șadă lângă împărață. Dar este important nu doar să poți înțelege la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine, ci pentru că funcționăm într-o comunitate... Este un imperativ să-ți dai seama și de ceilalți, care este locul lor. cu alte cuvinte, într-o masă de oameni, cum suntem și noi, de sute de oameni, este ca un, la un puzzle. Fiecare piesă să o pui la locul ei. Că uneori, apropo de acest joc pentru copii, pare să că potrivește și în altă parte, dar nu întru totul. Și nu rezultă un peisaj frumos. Vom lua în această seară pe doi fii a unui tată urmași pretendenți la un tron, Absalom și Solomon. Pentru că este ușor de observat că lupta pentru a înțelege cine a ales de Dumnezeu și cine nu, n-a fost numai în generația anterioară și a fost o dispută grea atunci nu numai Saul, dar tot poporul a înțeles greu că David a fost chemat să fie uns și statornicit de Dumnezeu ca împărat. Dar și în generația următoare, conflictul a rămas pe rol. Iată ce scrie în 1 Împărați, capitolul 1. Citez de la versetul 17. E vorba de o prezență a Batshebei în fața împăratului David, bătrân și bolnav. Ea i-a răspuns, Domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul Dumnezeu tău zicând, Solomon, fiul tău, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie. Și acum, iată că Adonia împărățește. Și tu nu știi, împărate, Domnul meu. Versul 20. Împărate, Domnul meu, tot Israel are ochii îndreptați spre tine, ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaun de domnial împăratului, domnului meu, după el. Iată că era o neclaritate. Erau părerile împărțite. Acum noi vreau să studiem problema aceasta foarte la rece. Să studiem doctrina aceasta. Pentru ca să o putem aplica la vremea potrivită. Nu avem acum în biserică alegeri. Nu avem vreo frământare ca să-i sară cuiva gândul la ceva anume și să nu poată asculta în liniște. Vreau să înțelegem lucrarea aceasta sau dacă am înțeles într-un mod suficient până aici să ne sedimentăm, să ne statornicim în ea încât să ne fie clar pentru toată viața că Dumnezeu este cel ce alege oamenii pentru diferite lucrări și noi oamenii trebuie să înțelegem asta. Lucrarea este a lui Dumnezeu. Noi suntem împreună lucrători în ogorul sau în clădirea sa, suntem zidiți cu toți. Să privim mai întâi la Absalom. Acest tânăr cu ambiții monarhice, adică voia să ocupe tronul după tatăl său. Omul acesta s-a luptat ani de zile, folosind orice mijloace pentru a dovedit pentru a convinge oamenii că el trebuie să fie pus în parat. Și se observă cu surprindere, cu neplăcere, că a avut succes. Și a reușit să mobilizeze masa de oameni ca să-l pună în parat. Acel strigăt atât de răvnit și clocit în mintea lui, Absalom este parat. într-o zi a devenit sloganul național. Haideți să citim ceea ce scrie în cartea 2 Samuel, capitolul 14, mai întâi de la versetele 32, în continuare. Absalom a răspuns lui Ioab, iată ți-am trimis vorba și ți-am zis, vino aici te voi trimite la împărat spui. Pentru ce m-am întors din gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Eu s-a dus la împărat și a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. Acum să citim din capitolul 15. După aceea, Absalom și-a pregătit car și cai și 50 de oameni care regau înaintea lui. Îmi în putea spune staful de campanie, cum se obișnuiește expresia în zilele noastre. Se scula de zi dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegeri și se ducea la împărat, la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din cutare seminția lui Israel, Absalom îi zicea, iată, Pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, m-ar pune pe mine judecător în țară. Orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. Încet, încet, o muncă de ani de zile. Așa ceva în societate se întâlnește. Adică oamenii își fac popularitate și prin diverse mijloace de campanie, de mediatizare, se scot în evidență pentru a ocupa un post. Nu ne frământă pe noi ceea ce se întâmplă în societate. Domnul Isus a spus clar, vorbim cu ucenicii, vom face referire mai târziu la acea discuție, că în biserică lucrurile trebuie să fie altfel. Și pe noi ne interesează în mod special ceea ce trebuie să fie în biserică. Deci, iată că oamenii pot, totuși, prin felul în care pun problema, să iasă în față. Haideți să generalizăm situația aceasta, să vedeți că în mai multe situații s-a întâmplat așa sau asemănător. Ca și idee scrie în Proverbe, capitolul 18, versetul 17, că dacă audiezi doar pe un om și cu atât mai mult dacă l-auzi în mod repetat, ți se pare că așa este. Și s-ar putea să idei dai dreptate chiar dacă în fond, în mod real, nu are. Cel care vorbește întâi în pricina lui, pare că are dreptate. Dar vine celălalt și le la cercetare. Dacă este acceptat un altul, dacă este luat în considerare. Vă amintesc și cazul din judecător, capitolul 9, când Abimelec, fiul lui Gedeon a reușit să convingă masa de oameni dintr-o localitate să ucidă pe frații săi, 68 la număr, și el să fie întronat ca împărat. A fost o primă încercare monarhică. Și scrie aici în versetul 6, toți locuitorii din Sihem și toată casa lui Milo s-au strâns la o la altă, și au venit, i-au făcut în pe Abimelec, lângă stejarul să zic, în Sihem. Cum i-a convins? Un om rău pe Israel, pe poporul lui Dumnezeu, să ucidă pe toți urmașii lui Gedeon și să-l întroneze pe el. Dar realitatea dovedește că s-a putut. Mai dau doar referințe din Noul Testament, fapte, capitolul 19, ca să vedeți ce înseamnă să strici tare și să faci opinie, să folosești metode populiste. Aici este vorba de răscoala argentarului Dimitrie, eu citez doar versetul 29 și 30. Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toți într-un gând în teatru, și-au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristar, și de călătoria lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenici. Și-au dat seama că l-ar fi linșat. Haideți să continuăm citirea. Chiar și unii din mai mari asii care au prieteni au trebuit să le să, să nu se ducă la teatru. Unii striga una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Dar au strigat două ori, mare este Diana Efesenilor. La o asemenea în Mășeal, te poți trezi cu reacții foarte greșite. Îmi vine în minte o vedenie referitor la o adunare unde lucrurile începuse era să se încurca. Se făcea că Oamenii erau adunați în curtea casei Domnului. Și la un moment dat au fost niște explozii fumigene, lacrimogene. Oamenii nu mai puteau să aibă vizibilitate și toți își muta se Dar, în același timp, continua mișcarea. Și le-au sfătuit din partea Domnului: stați liniștiți, nu luați nicio acțiune definitivă până nu se duce fumul acesta, până nu aveți din nou o viziune. Dar din nefericire n-au ascultat. Deci, iată ce ușor pot oamenii să fie înșelați. Continuăm cu o altă idee, să-l vedem. A reușit, a reușit, dar să vedem ce a făcut după ce a ajuns în împărat. A făcut ceva? Un om care n-a fost ales de Dumnezeu. Să revenim la Cartea 2 Samuel, capitolul 13, pentru a observa caracterul acestui om, încă înainte de a fi ales, și cu asta deja ne dăm seama de ce Dumnezeu nu l-a ales. În versetele 28 și 29 este o acțiune pusă la cale de Absalom, omorârea fratelui său. Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor să-i luați seama că se va veseli inima lui Amnon de vin și când vă voi zice, loviți pe Amnon, atunci să-l omorâți și să nu vă temeți de nimic. Oare nu vă poruncesc eu? Fiți tare și arătați-vă oameni de inimă. Slujitorul lui Absalom a făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Așa a fost și așa a rămas. Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor. Noi vedem numai după realizările lor, după ce vedem faptele, Citeți și din capitolul 14, se vedeți o altă faptă în același ton. Versetul 30. Absalom a zis atunci slujitorilor lui, vedeți ogorul lui Ioab, este lângă al meu, are orspil. duceți-vă și puneți foc. Și slujitorul lui Absalom au pus foc câmpului. Din nou, o altă răutate. Priviți-l mai târziu. 15 cu 14. Și David a zis tuturor slujitorului lui care erau cu el la Ierusalim, sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom, grăbiți-vă de plecare. Altfel nu va întârzia să ne ajungă și va arunca nenorocirea peste noi și va trece citatea prin și săbii. David și-a dat seama de ce în stare și mai citesc din 16 cu 22, unde se observă și altă fațadă imorală a lui, au întins un corp pentru Absalom și Absalom a intrat la sitoarele tatălui său în fața întregului Israel. Și de la 17, unde Ahitofel zice, în versetul 3, partea a doua, moartea omului pe care îl urmărești, era vorba de lui de David. versetul 4. Cuvintele acestea au plăcut lui Absalom. Să-i spună cum se poate omorâ pe tatăl său. Acesta a fost adevăratul Absalom. Acestea au fost realizările lui. Răzbunări, ură, răutate, imoralitate. Dar de-a lungul istoriei, nu doar Absalom a fost așa. Au fost mulți ca el. Vă mai citesc despre unul, doi cronici, 21, Ioram, fiul lui Osafat, Versetul 4. Când a luat Ioram în stăpânire în părăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Pe aceeași pagină este scris despre alte stări vinovate în care a dus tot poporul. Mai citesc și din cartea Proverbele două versete pentru a vedea că astfel de oameni au o natură efectiv demonică. Capitolul 17, versetul 11. Cel rău nu caută de cără scoală. Asta este o față a celui rău. Vrea să conducă. Dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui, adică Dumnezeu ia atitudine. Și 19 cu 26, foarte reprezentativ pentru Absalom, cine jefuiește pe tatăl său și zgonește pe mama sa este un fiu care aduce rușine și ocar. Și astfel de oameni sunt chiar și în epoca bisericii. Iată ce scrie în Iuda, ultima epistolă, la pagina 1204, Citește de la versetul 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de abinele, niște nori fără apă, mânați în coace și încolo de vânturi, niște pomi tomnați și fără rod, de două ori mort dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spume gărușinii lor, niște stele rătăcitoare care le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Despre ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, Versetul 16. Niște cârtitori nemulțumiți cu soarta trăiesc după pofte. Gura le este plină de vorbe trufașe și, și slăvesc pe oameni pentru câștig. Versetul 19. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii care n-au Duhul. Vă rog să rețineți, în mod special în biserică, Dumnezeu nu alege oamenii care au stări firești și vinovați. Dumnezeu are nevoie de lucrători. Dar se întâmplă prea adesea ca în cazul lui Simon Magu. Oameni care vor să facă o lucrare, dar care splind de fiere și lanțurile fără de lege. Poate se întreba unii, dar de ce nu-l vrea Dumnezeu pe Absalom ca împărat? e tare frumos. Îi arătos. n da, observați observat că numai părul era frumos. Și fața. Dar mintea, și cum zice în Noul Testament, și cugetul era înfierat cu fierul roșu. Ce să facă Dumnezeu cu un astfel de om? În biserică de asemenea. Nu avem nume date, nici nu important, dar ca și Simon sau în posturi asemănătoare au fost mulți. Dumnezeu nu poate să se folosească de oameni nevrednici de lucrarea sa. De oameni care sunt vinovați. Iuda a fost ales pentru o vreme, dar pentru că el avea gândul la bani și la câștig, s-a pierdut. De deci, aceea din Dumnezeu nici n-ar vrea să încurce pe astfel de oameni, să-i promoveze. Dar ei pot, prin diverse mijloace, ca și Absalom, să ajungă, să facă o lucrare sau alta. Să privim în al treilea rând, referitor la Absalom, uitându-ne la viitorul lui, am putea spune la stâlpul și la pietrele de pe mormântul lui. Cu atât a rămas nici urmaș n-a avut. Iată ce scrie în 2 Samuel, capitolul 18, versetele 9 și 10. Dar vă rog să rețineți, n-a murit numai el. Aici este durerea când un popor nu înțelege pe cine alege Dumnezeu sau pe cine nu-l alege. Prăpădu vine și peste el, peste cel vinovat, dar și peste toți care se cu el, peste toți care nu înțeleg acea problemă. Aici este prezentat în versetul 9 și 10 sfârșitul lui Absalom, s-a pomenit în fața oamenilor David. Catârul a fugit de sub el, a trecut înainte. Un om văzând lucrul acesta a venit și a spus lui Ioab, iată am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar. Și Ioab n-a pregetat să-l omoare. Dar Observați și versetele 7 și 8. Acolo poporul lui Israel a fost bătut de slujitorul lui David și a fost o mare înfrângere ziua aceea, ca 20.000 de oameni. Lupta s-a întins pe tot ținutul și pădurea a mâncat mai mult popor în ziua aceea decât a mâncat sabia. De ce au murit și aceștia toți? Dar cine i-a pus să-l urmeze pe Absalom? Iată apoi înmormântarea, dacă putem numi așa versetul 17. Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o groapă mare în mijlocul pădurii și au pus peste el o grămadă foarte mare de pietre. Tot Israelul a fugit fiecare în cortul lui. Pe când treia Absalom își și un stil de aducere a minte în Valea Împăratului, că își zicea, n-am fi prin care să se poată păstra aducerea minte a numelui meu. Și a pus numele său stâlpului care este și astăzi și se numește stâlpul lui Absalom. Să-l vadă tot, să nu mai facă așa ca el să vadă toți grămada aceea de pietre, nu știu câte ar fi fost, și să socotească fiecare piatră a semnat un om pierdut. El a fost o realizare demonică. Așa a făcut diavolul. Totul era perfect și armonios la Dumnezeu în cer. Și dintr-o dată ne spune Scriptura în Isaia 14 că s-a ridicat și a vrut altceva. Și Dumnezeu l-a lăsat să dovedească putea Dumnezeu să-i curme răzvrătirea din prima fază, chiar anticipat. Și l-a lăsat. Și l-a lăsat și pe Absalom. Și de-a lungul istoriei Dumnezeu a îngăduit multe. Dar după cum finalul diavolului și a tuturor celor ce-l urmează, aici e problema, v-am spus, este distrugerea. La fel se întâmplă cu toți care nu înțeleg lucrarea lui Dumnezeu și o încurcă într-un fel sau altul, nu numai prin voia lor, cât prin viața lor vinovată și păcătoasă, se vor pierde deopotrivă. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Pe noi, bisericile noastre și chiar neamul nostru. Vreau să trecem să-l observăm pe Solomon. Un om ales de Dumnezeu. Aici vedem frumusețea lucrărilor divine și putem să înțelegem câte ceva pentru noi, practic. A fost un tânăr ales că, de regulă, Dumnezeu ca unul care știe dinainte, alege din copilărie, din tinerețe, îi vizează. Și este observ, uh, ușor de, de observat și interesant că omul acesta, tânărul Solomon, n-a făcut nimic pentru a fi ales, în sensul că nu s-a luptat. A avut promisiuni. Lucrurile s-au încurcat la un moment dat, dar în final au evoluat conform voii lui Dumnezeu. Ne amintesc de o vedenie în dreptul unui lucrător? Într-un complex de împrejurări și nu este ușor întotdeauna ca oamenii să discearnă ce trebuie făcut și care este omul pentru o anumită lucrare. Și se spunea să stea liniștit. Se vedeau mai multe bărci și parcă erau conduse într-un mod teleghidat și Dumnezeu rânduia ca ambarcațiunea lui să ajungă exact la locul acela țintit și revenit și de alte bărci. Dar Dumnezeu conducea curenții, Dumnezeu conduce evenimentele, se implică și toate se îndeplinesc cu credincioșie. Slăvit să fie Domnul! Hai să observăm situația aceasta din cazul lui Solomon. Cartea 1 Cronici, capitolul 28. Citez de la versetul 4. Sunt cuvintele împăratului David. Domnul Dumnezeu lui Israel m-a ales din toată casa tatălui meu. Și știți că nu a fost ușor lui Samuel să-l aleagă. Pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie, căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda și dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc pe tot Israelul. Dintre fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, ales pe fiul meu Solomon. Deci David nu în mod arbitrar a spus, Solomon să ia tron. Recitesc, Domnul mi-a dat mulți fii și a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaun de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis, fiul tău Solomon îmi va de casa și curțile, că și l-am ales ca fiul meu și voi fi tată. Observați că Dumnezeu nu alege doar așa de dragul să fie ales, să fie cineva când alege pe cineva, alege pentru o lucrare anume. Are ceva de făcut cu el. L-a și pregătit în vederea acelei lucrări. Este important de reținut, cum spuneam în cazul lui Absalom, aici observăm contrarul, este o antiteză. Miziu se uită la om, să vadă la ascultă. Dumnezeu are har, investește ceva în acel om și dacă ascultă, ferici. Iată sfatul lui David pentru Solomon, care era ales, dar avea niște condiții de îndeplinit. Și tu, fiule Solomon, cunoaște pe Dumnezeu Tatălui tău și slujește cu toată inima și cu suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dumnezeu observă în toate cotloanele minții noastre. Orice izvodire a minții este suspectată de el și analizată. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales cu un scop, ai o lucrare de efectuat. Îi spune în versetul următor, cu referire la templu ce urma să fie construit. Și acum să citim din 1 Împărați, capitolul 1, să vedeți cum s-au mișcat evenimentele până când Solomon a ajuns pe tron. Începem de la versetul 5. Adonia, un alt fiu al lui David, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Să știți că diavolul șoptește în mintea oamenilor. Eu sunt om pentru lucrarea asta. Așa ca și cum a zis mai târziu Haman, cine altul? Eu. Și-a pregătit cară și călărești și 50 de oameni care legau înaintea lui. Tot 50 ca fratele sau Absalom, probabil Așa era formația completă. A invitat mai mulți ofițeri și oameni de stat, a făcut un ospăț și s-a autoproclamat împărat. Auzindu-se aceasta la palatul lui David, profetul Nathan s-a dus și a vorbit cu Batceba. Știi ce se întâmplă? Știi că imediat tu și fiul tău riscați să fiți omorâți, ca să nu fiți o piedică în calea domnii? și a sfătuit-o să intre la împăratul David și a spus cuvintele care le-am citat la început și apoi a adăugat, eu voi intra după tine, îți voi întări cuvintele și vom vedea ce va zice David. Și David, ca unul care a avut înțelegerea și nu s-a bălbuit în acele momente și tare bine ar fi ca bătrânii să aibă claritate în înțelegerea voi lui Dumnezeu, i-a spus preotului Tzadok și profetului Natan, să-l ia pe Solomon, să-l pună pe catârul împăratului, să adune oamenii și să strige, trăiască împăratul Solomon, să-l ducă în cetate, să-l pună pe tron în mod oficial și toată cetatea a intrat în bucurie. Un moment special. Și unii felicitau pe David și îi spuneau să dea Dumnezeu ca tronul fiului tău să fie înălțat mai sus ca al tău și Zdraia o să se bucure și efectiv erau împliniți și David la rândul lui a mulțumit Domnului și a spus ce mă bucur că înainte de a intra în mormânt mi-a îngăduit să-mi văd urmașul și să văd lucrurile în ordine și toate aranjate în țară. În acest timp, cei care erau la complotul organizat de Adonia au început să se bâlbăie. A venit Ionatan, fiul preotului Abiatar și i-au crezut că aduce vești bune. Vești bune pentru oameni buni, pentru oameni răi vești Și când li s-a comunicat că împăratul David a pus pe tron pe Solomon, au plecat, spune Scriptura aici, care încotro. Unul s-a dus să apuce de coarnele altarului și uite așa, pe altul a trimis Solomon la țară să-și vadă de pensia lui în liniște, că a făcut o greșeală și toate s-au liniștit. Spune scriptura aici, versetul 40, tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier și se desfăta cu mare bucurie, se clătina pământul de strigătele lor. Vedeți cum a condus Dumnezeu evenimentele? Dumnezeu este stăpân să aleagă. Și de asemenea este stăpân ca ceea ce alege să ducă la îndeplinire. De aceea, fiți liniștiți, fie că e vorba de o lucrare mai evidentă, cum e aceasta de numire de împărat, fie că e vorba de o lucrare mai mică. Dumnezeu este implicat la orice nivel să-L înțelegem și să-L lăsăm și să dorim ca El să lucreze. Amin. Generalizând, vă citesc acum din Matei 20, despre discuția care au avut-o ucenicii. E o frământare și în biserică. Dacă s-au frământat apostolii, credeți că nu ne frământăm noi? De la anul. Sunt alegeri în țară, în diferite biserici, unde se fac, nu se organizează. Și sunt frământări. Atunci, mama fiului Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei, și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o ce vrei, poruncește aia ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă, unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, și i-a zis, nu știți ce cereți. Vă rog să rețineți, ei erau deja ucenici chemați erau amândoi din grupul acela restrâns de trei ucenici pe care i luat Domnul la lucrări speciale. Nu erau din popor să spună, noi vrem să fim apostoli și să intre în contradicție cu alegerea Domnului. Domnul i -a ales se pe apostoli. Deci erau foarte aproape de ceea ce cereau, dar riscau să încurce lucrurile acolo la limită. Și scrie apoi de la versetul 23, că Iisus le-a răspuns. Cinstea de a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Adică Dumnezeu cheamă oamenii aici să facă o lucrare și asta trebuie să se raporteze și să fie în concordanță cu răsplătirile care vor fi dincolo și cu slujbele care le vom avea pentru eternitate. Dar după cum acolo noi nu avem nicio emisiune și nu avem niciun control sau nu ne putem noi implica, la fel și aici este tot lucrarea lui Dumnezeu. De aceea trebuie doar, repet, să-i citim voia și să rugăm să o și înțelegem. Dar după discuția aceasta, cei zece s-au mânia pe cei doi frați. De ce? Nu știu ce, tot ce a trecut prin mintea lor. Dar mâniindu-se, înseamnă că au fost răvășiți. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire? Adică asta era problema care îi frământa. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob, adică un credincios adevărat nu trebuie decât să aibă grijă să slujească. Și dacă vrea Dumnezeu să fie cineva în vreo slujbă anume, asta e grijă lui Dumnezeu să conducă evenimentele. El nu trebuie nici să se mânie, nici să ceară, doar să slujească. Și în rest să se bucure că l-a primit Dumnezeu să fie lucrător împreună cu el. Dacă așa vom face, vom excela în slujire... Și Dumnezeu va putea să ne pună, să ne așeze și compartimenteze cum îi place. Nu îi vom încurca planurile. Și s-a dat pe sine exemplu, spunând, pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața care-s cumpărare pentru mulți. Iată că noi avem avantaje față de vremea monarhică. În biserică slujim ca într-un trup. Și Dumnezeu le rânduie în voia Sa, care este bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vreau să observăm acum ce a realizat Solomon, camparat. Să vedeți ce se întâmplă când într-o lucrare este un om rânduit și dotat de Dumnezeu. Stilul său a ieșit însăși din cererea ce a făcut-o. un capitolul 3 că vorba românească, vremea bună se cunoaște de dimineață. Pagina 359, versetul 5. La Gabon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu a zis, cere ce vrei să-ți dau. Solomon este recunoscător Domnului că datorită lui el a ajuns să fie pe tron. Și apoi continuă rugăciunea de la versetul 7. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Versetul 9. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău, că cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Omul care a vrut să facă voia lui Dumnezeu în locul în care a fost pus. Imediat după ce este instalat în slujbă și Domnul i-a răspuns la cerere, apare prezentată o judecată și în versetul 28 este o concluzie. Tot izdroala o zi de hotărârea pe care o stise în paratul cu acele două femei și copilul rămas în viață și s-au temut de împărat, căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu în judecățile lui. Și au dat seama că este competent pentru acea lucrare. Trecem și în capitolul 4. Pentru a observa realizările, versetul 29 în continuare. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon, întrecea înțelepciunea tuturor firor săritului și tot înțelepciunea egiptenilor. Era mai înțelept decât orice om, mai mult decât câțiva enumerați aici. Apoi enumeră câteva lucrări literare și de specialitate și se încheie cu o remarcă asupra vizitilor din toate țările care veneau să caute înțelepciunea, ca și cum te duce la un izvor cu o apă deosebită să te alimentezi, să iei rezervoare. Și mă adaug din capitolul 8, de la versetul 12. un moment de la inaugurarea templului. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Eu am zidit o casă care va fi locuința ta, un loc unde vei locui pe vecie. Împăratul și-a întors fața și-a binecuvântat pe tot adunarul lui Israel, tot adunarul lui Israel am în picioare și l-a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel, care a vorbit cu gura lui tatălui meu David și care împlinește prin puterea lui ce spusese când a zis și enumeră lucrările acelea. Iată și a realizat Solomon ca împărat, într-un mod foarte diferit față de Absalom. Absalom n-a putut să realizeze nimic, nici nu i-a îngăduit Dumnezeu, decât să-și vadă în parte planul împlinit. Generalizând ideea aceasta, ce face un om ales de Dumnezeu când ajunge într-o slujbă, vă rog să vă amintiți și de tatăl său David, ce diferență între el și Saul. Ce a realizat Saul? Totă viața s-a bătut. Pentru ce? A murit bătut de filisteni. Unde au fost realizările? Pe nicăieri. Observați la David. A scăpat de toți dușmanii din jurul Israelului. Făcea dreptate, judecată în țară. A prosperat, a adus bogăție, a pregătit materiale pentru templu. Realizări printr-un om rânduit de Dumnezeu. Se vede ceva în urmă. E o diferență ca și cum ai pune în grădina ta un pom plin cu roade și un altul sălbatic. Ce poți să faci din cel sălbatic? Să duci frunze? Poate și aceea e amară. Dar unul care rodește la vremea lui și în luna lui, cum sunt unii arbuști. Și în al treilea rând, vreau să observăm mai pe larg Rezultatele domniei lui Solomon în timp, dar aici trebuie să facem o precizare. Solomon a făcut o greșeală. Aspectul căsătoriei. Gândiți-vă ce ar fi fost domnia lui Solomon fără gafe la căsătorie. Ce ar fi fost? Ceva care ar fi fost un exemplu mult mai minunat ca grad de comparație pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că vreau să înțelegem de aici ce înseamnă, ca un om chemat de Dumnezeu într-o lucrare, să-și poată face lucrarea pe deplin sau să-și o realizeze numai în parte. Iarăși, un aspect foarte important. S-ar putea cineva să fie ales de Dumnezeu, să slujească la vremea care trebuie, dar să nu-și facă slujba pe deplin și să facă niște greșeli. Astea vor face ca să fie. O realizare doar de 60% mai mare sau mai mică. Citim mai întâi despre situația în dreptului Solomon, capitolul 4 a cărții 1, împărați versetele 20 și 21. Iuda și Izrael erau un număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se veseleau. Solomon mai stăpânea și toate împărățile de la râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei duceau daruri și au fost supuși lui Solomon în tot timpul vieții lui. Dar pentru că a făcut niște greșeli, viitorul a fost afectat în parte. Imediat după el, Dumnezeu a dat o parte din Israel la dușmanul său, la Ieroboamă. Ce frumos ar fi fost dacă s-ar fi rămas așa cum scrie în 1 Cronici, capitolul 5. În 2 Cronici, capitolul 5. Aici este prezentată slava lui Dumnezeu care a coborât în templu. Ce bine ar fi fost dacă și la bătrânețea lui Solomon să mai fi fost astfel de experiențe. Aici este un semnal de alarmă pentru noi, pentru fiecare în dreptul chemării lui, rămâi credincios chemării. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului, apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului Tatăl Său David și le-a pus în visterie casă lui Dumnezeu. A strâns toată națiunea. A fost un moment festiv, deosebit, dar nu în care a excelat omenescu, ci în care a fost prezent Dumnezeu, în comuniune cu umanitatea. Erau acolo preoții, leviți, cântăreți. Și scrie de la versetul 13. Și când cei ce sunau din trâmbițe, și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească, să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndura lui ține în veci. În clipa aceea, casa, așa nume, casa Domnului, s-a umplut cu nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Dar Solomon n-a rămas așa credincios până la bătrânețe. Pentru că femeile greșeala aceea s-a pronunțat și i-au bătut inima. Ca să nu rămână cineva cu un gust neplăcut și să spună Așa cum a zis robul acela care nu și-a făcut lucrarea și-a îngropat alantul, Dumnezeu e aspru, n-ai cum să-i îndeplinești cerințele, de aceea nici nu mă apuc. Uite, și alții s-au apucat cu chemare specială și n-au sfârșit-o bine. Vă citesc despre unul care a sfârșit-o bine, despre Pavel. Iarăși un om de valoare, o slujbă, o învergură mondială, am putea spune. Zice el în fapte, capitolul 20, versetul 24, vorbind despre grija lui, referitor la lucrarea ce a avut-o din partea Domnului. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. De aceea Scriptura spune, uitați-vă mai mare voștri, la sfârșitul felurilor de viețuire și urmațele credință. Deci sub acest aspect, Solomon nu este un exemplu desăvârșit. Este evident și clar ca un om ales de Dumnezeu, dar este știrbită alegerea de greșeală a lui. Pavel, vorbind despre slujirea sa, mai scria și citez din 2 Corinteni capitolul 10. de la versetul 12, o pledoarie pentru confruntarea neplăcută ce a avut-o cu unii care pretendeau că ei sunt lucrători al lui Dumnezeu. Negreșit nu avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături de ei, sunt fără pricepere, noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care ni le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi, vedeți? Dumnezeu perimetrează la fiecare lucrare, în spațiu, în timp. Nu ne întindem prea mult, ca și cum n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns cu Evanghelul lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră. Adică nu ne lăudăm cu o al altuia și avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi. Ne de mult după măsura noastră. Pentru ca oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul laudă. Adică, așa ca și în pilda cu talanții și în pilda polilor, stăpânul ne va chema la urmă și el știe cât ne-a dat la fiecare. El ne va cere în funcție de însărcinarea și chemarea ce am avut-o fiecare. Să ne ajute Domnul să ne putem achita de slujba noastră. Să putem înțelege la ce suntem chemați. Ești chemat numai să predici? Atât o să faci. Ești chemat, cum se spunea seara aici, doar într-un anumit loc? Acolo fă -o. Sau o altă seară spunea un frate că ar fi vrut să ducă mai departe misiunea și Domnul i-a spus nu. L-a făcut să înțeleagă, într-un fel sau altul, Dumnezeu are modalității lui, rămâi acolo în zona aceea. Și fă lucrarea, pentru atât vei fi premiat. Nu, alte isprăvi sunt importante. Și fiecare din mulțime să înțeleagă. Să nu avem dorințele noastre, predilecțiile noastre. Nu, eu îl vreau pe cutare să facă el asta. Dar tu îl vrei sau tu îl însărcinezi pe cineva să o facă? Cum spunea odată cineva, exagerând puțin, am putea spune. Nu, eu vreau să-l aud să predici. Și altul i-a răspuns pe măsură, du la tine acasă și pune o să plece. Deci, fiecare are locul lui și slujba lui. Vreau să încheiem și să înțelegem două idei scurte. Sunt unii chemați să fie chiar în frunte sau să facă o lucrare. Poate cineva să fie cap dar oricine, orice înălțime ar avea slujba lui, trebuie să înțeleagă că Dumnezeu e deasupra. Și Domnul Hristos are cap și acesta e Dumnezeu Tatăl. Numai El nu-i patronat de nimeni, dar în rest îngeri, oameni, oricine ar fi, trebuie să fie în mâna lui Dumnezeu. Oricine nu rămâne în așezarea aceasta dumnezeiască. Se asociază și se afilează lucrării diavolului. Poți să vrei să, să, ai un gând bun, că tu faci o lucrare bună. Dar nu vrei să-ți găsești locul. Să va folosi diavolul de tine. La gândul că aduci o slujbă lui Dumnezeu. Dar dacă nu rămâi la locul la care te-a așezat Dumnezeu, vei face greșeala îngerul care și-au părăsit locuința și și-au pierdut dreptul pentru totdeauna. Pentru asta, citesc din cartea Proverbele, capitolul 13 versul 21. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc. Așa s-a întâmplat cu Absalom. Dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Pentru că spuneam că există o asociere între felul în care înțelegi voia lui Dumnezeu și viața sfântă. Și tot din Proverbe 24 cu 20. că cel ce face răul n-are niciun viitor. Și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme -te de Domnul și de împăratul, respectă autoritatea. Și să nu te amesteci cu cei neastă împărați, căci deodată le va veni pe irea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Să ne putem înțelege locul nostru. Da, așa la altora. Amin. Și, în ultim rând, încă o sesizare, fiecare să slujească la locul lui, în formația lui, că de slujitori este nevoie. Și doar dacă de la Dumnezeu și apoi și de la oameni Cineva trebuie să ocupe o slujbă anume, doar așa să se implice și fiecare să aibă înțelegerea asta. Asta încerc să o dovedesc cu sfatul înțelept al lui Gamaliel din Fapte 5. Versetele 34 la 42. Era o discuție a mai marilor lui Israel, pe seama mișcării prin apostoli, a Evangheliei, a bisericii. Dar un fariseu numit Gamalel, învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare, în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați Israeliți, luați seama bine și aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult să ai evit teuda, care zicea că el este ceva, și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți și celor maseră au fost risipiți și nimiciți. Unul care a zis, eu voi fi lider. Și imediat s-au găsit 400 de oameni să meargă după el. S-au prăpădit toți. De un alt exemplu, după el s-a evit Iuda Galileanu, că așa e diavolul când îi moare un ispravnic, nu știu de unde angajează pe altul. Și alții se asociază. Pe vremea scririi și-a tras mult noroc de partea lui. A pierit și el și toți cei ce urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați în pace. Dacă încercarea să lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Ei. Asta pentru liniștea unora care spun că ar fi vrut ei să facă sau ar fi trebuit să se realizeze ceva anume. Dacă vrea Dumnezeu să facă ceva, face. Și dacă face, nu pot oamenii să încurce. Că e stăpân Dumnezeu. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dar cu ce luptau împotriva lui Dumnezeu? Prin faptul că nu înțelegeau locul oamenilor, slujba și vremea ce o trăiau. Ei au ascultat de el în idee, dar nu au putut asculta în fapt. Teoretic vorbind, aș întrebi să spun că la ceea ce am spus mi-ați dat dreptate. Dar dacă a fi în viitor într-un fel sau altul să ne izbim de vreo situație din asta, tot pricepuți am fi. Sau ar trebui să chemăm atunci, în momentul acela, un gamaliel, să ne spună, măi, voi oameni, Dumnezeu e în cer. Vedeți să nu-i încurcați treburile. Dumnezeu să ne înțelepțească. Să nu lase Dumnezeu pe niciunul dintre noi sau între copiii noștri să facă voi spravă din asta demonică să nu-și înțeleagă locul, să se avânte, să facă pe liderul sau pe prorocul sau pe prorocița, să inițieze vreo anumită lucrare care să se distrugă și el și cei care se asociază să se piardă. Să stăm liniștiți, să excelăm în slujire, din poziția în care suntem. Iar dacă vedem că Dumnezeu conduce lucrurile într-un fel, în dreptul unui bărbat sau unei vreo femei, să fie receptiv la voia Domnului. Și astfel să fie bucurie în biserică, în casele noastre și în tot poporul lui Dumnezeu, ca așa va fi în împărăția Lui pentru eternitate. Amin.